Bună seara! În primul rând este o mare bucurie pentru mine ca să fiu aici, prezent în acest moment. Este de neînchipuit, este atât de frumos. Și mă gândesc la un lucru, dacă ar exista posibilitatea ca tatăl meu să poată să asiste la aceste momente, cred că ar fi fost extrem de mândru pentru alegerea care a făcut-o la începutul anilor 70, când l-a ales pe Florescu ca succesor al acelei prăvălii după Hristo Botez, unde se vindea cafea. Și dacă spun acest lucru, mă gândesc la faptul, la ce a putut ca să realizeze Florescu până acum. Nu sunt un om care să aducă elogii persoanelor prezentate. Nu știu cum să fac treaba asta, dar este imposibil ca să mă abțin și să nu spun nimic la ceea ce a realizat el. Și mă gândesc la această licoare care există acum în Cești. Dacă tatăl meu ar putea vedea ce se întâmplă aici, ar fi ceva fantastic pentru el. Cu toate că el atâția ani de zile a avut prăvălie de cafea și era cel care producea această licoare care oamenii au ales-o ca fiind una din licorile lor preferate, e, pot să vă spun că nu a avut așa ceva în prăvălie. N-a putut să existe o licoare așa cum este această cafea care acum vali o toarnă în Cești. Dacă îi se spune divin, să știți că într-adevăr este divină. Vă mulțumesc foarte mult!